Înainte de a începe acest episod, aș vrea să-l promovez pe Maleficu. Unii dintre voi deja îl știți, alții nu, dar vreau să vă spun că atunci când va face 1000 de abonați, va face un giveaway cu 25 de lei Paysafe. Deci, dacă vreți să mergeți să-l ajutați să facă 1000 de abonați, aveți link de la canalul lui în descrierea acestui videoclip. Iar acum vă las cu episodul. Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod de data aceasta. Ei bine, știu că a durat ceva timp până să postez acest episod, dar pur și simplu asta e. Oricum, după cum vedeți, am luat acest nou caracter. O cheamă Clu, cred că e cel mai ok caracter de fată de până acum, pentru că cu ajutorul skill-ului ei veți vedea playerii care sunt la 30 de metri față de voi timp de 5 secunde. Nu e mult, dar este îndeajuns cât să puteți să vedeți unde sunt și să-i omorâți. Oricum, lăsând asta deoparte, văd că avem și alte eventuri pe aici, deci cumperi un lucru și mai primești ceva. Ok, cred că înțeleg, deci dacă eu aș cumpăra acum pantalonii aceștia, aș primi ceva de aici. Ghinionul celor de la Free Fire, că nu mă prea interesează. Desigur că mai avem și acest event, destul de interesant. Mă întreb ce o să-mi pice, oh vai, chiar speram să-mi pice acel ghiozdan și poate să-mi pice aceeași chestie de mai multe ori. Oh, ce să vezi, chiar mi-a picat. Ok, mai dăm încă 45 de diamante, doar nu o să pice ceva rău din nou, ba, se pare că da. Vreau doar acest backpack, cer prea multe, ok, cred că după aceea voi da la premium, deci acum la premium o să avem ceva șmecher. Bun, deci chiar am șanse să-mi pice emote-ul. Sper să-mi pice emote-ul, ok. Oricum, dacă din 600 de diamante voi face rost de emote, o să fie destul de bine. De ce nu-mi pică emote-ul? Chiar așa mare ghinion am? Păi, dacă tot nu ne pică și am făcut rost de alte chestii, măcar putem să le folosim și văd că mi-a picat ceva șmecher. Ok, o să mă uit chiar acum să văd ce face. Deci îmi dă damage. Ok, interesant. Iar acum dacă dăm din nou, nu e nimic. Wow! Tocmai de aceea vom mai da o dată, avem ceva epic și este doar scarul pentru 24 de ore. Ok, haideți să dăm și aici câteva spinuri pentru că vrem să facem rost de tokens. Cine nu vrea să facă rost de tokens și haideți să nu dăm neapărat. Adică nu e ok să-ți folosești mereu goldul, nu? Ok, vom da două spinuri și aici pentru că niciodată nu ne pică ceva bun. Vreau să dau aici 56 de diamante, așa că voi da, văd că mi-au picat două chestii din astea și dacă mai dau încă o dată 56 de diamante, îmi pică doar una. Cam dezamăgitor, dar măcar putem să facem rost de încă un Diamond Royal Voucher, din care cu siguranță ne va pica costumul, adică cum să ne pice nouă altceva în afară de costum. Acum putem să dăm și aici claim all, pentru că am foarte multe chestii de colectat, cum ar fi această bâtă, monster truck, avatarul acesta e interesant, ceva legendar, costumul pe fată care arată foarte bine, alte vouchere pe care le vom da, apoi avem o placă care e doar remodelată și un emote și cam asta a fost. Dar asta înseamnă că mai putem da spinuri, deci dacă îmi pică scar, nu pot să cred mi-a picat scarul, băieți, mi-a picat scarul, deci nu înțeleg cum. E super tare. Avem Rate of Fire, ceea ce e foarte bine, și Range, ceea ce e bine. Oricum, e super tare că mi-a picat acest skin pe scar. Acum mai trebuie să ne pice și acest costum și suntem gata. Ok, se pare că nu o să ne pice. Mai avem aici un voucher, dar nu o să-l dăm chiar acum. Oh, și am și un spin aici. Ce putea să-mi pice? Haideți să deschidem și acest bundle și nu am un card de level 6. Ba, da, uitați că am. Îl vom folosi pe acest caracter foarte bine. Păi, cred că i-am pus niște haine destul de mișto. Fix acum mi-am adus aminte că voiam să cumpăr acest tricou pentru că arată destul de bine, dar este cam târziu pentru asta. Haideți să vedem câte sloturi putem să... Ok, doar două, asta e. Și din fericire văd că avem aici Big Head, deci nu este nicio problemă să încercăm. Vom da start și nu știu, să sperăm că totul o să meargă bine. Chiar sunt curios cum este acest skill. Ok, deci cam așa arată aici jos, îmi place, doar că nu văd nimic. Bănuiesc că ar fi trebuit să-mi arate pe hartă, doar că deocamdată nu e nimic, așa că trebuie să așteptăm.
Oricum, băieți, am aflat și la ce liceu o să merg și sper să mă acomodez la liceu. Eu, sincer, sper doar să fie mișto primele zile, după aia rămâne de văzut. Ok, sincer, nu prea îmi place echipa mea, adică dacă stau să mă uit, bine, nu e cine știe ce, dar să zicem că am speranțe. Ok, chiar mi arată în stânga sus. Nu se întâmplă prea multe la acest mod de joc, din câte îmi dau seama, așa că pare destul de plictisitor. Ok, deci cam așa o să vă arate când o să încercați acest skill. Cred că m-am băguit. De ce nu pot să primesc revive instant? De ce? Trebuia să selectez locul. Probabil că o să pierdem pentru că echipa mea are doar 2 kill-uri din 40 și cei de pe locul 1 au aproape 10, deci clar o să pierdem. Ok, deci tu chiar ai primit lansatorul, cam cea mai OP armă din joc, nu pot să cred că am murit. Tipul ăsta o să ia lansatorul, nu pot să cred așa ceva, va trebui să merg la el și să-l iau înapoi. Cum s-a făcut că acum avem 13 kill-uri din 40? Cred că încep să am din nou încredere în acești coechipieri ai mei. Oh, cineva aruncă cu lansatorul, se pare, și m-a omorât, se pare. Ok, termină-mă, te rog. Eu filmez acest episod pe 10 la 12 noaptea, deci nu prea știu cum o să iasă. Unde s-au dus toți playerii? Ok, poți să mori pentru că dacă nu mori tu, mor eu. Ok, se pare că nu am reușit să te omor, deci prone, nu știu de ce s-a inventat. Nu știu de ce s-a inventat să stai pe burtă, nu te ajută cu nimic, absolut. Cu nimic. Bine, poate dacă e să te ascunzi după ceva, dar atâta, în rest e cel mai enervant lucru posibil. Ok, toată lumea vrea să vină aici și nu înțeleg cum avem noi 28 de kill-uri. Bine, nu noi, cu echipierii mei, pentru că eu nu prea am făcut kill-uri, ce-i drept. E ok pentru că îmi voi lua revanșa, asta am vrut să zic, dar este cam târziu acum. Păi, nu știu, haideți să vedem cine este pe locul 1. Suntem noi. Interesant, văd că Gabi a făcut foarte multe. Bine, are doar cu un kill mai mult decât mine și văd că noi am câștigat. Sincer, nu mă așteptam la asta, dar nu pot decât să mă bucur. Ok, băieți, cred că am stricat jocul sau așa ceva. A trecut o zi și acum voi juca la training, deoarece știu că majoritatea dintre voi nu vă mai uitați pe la training. Și, sincer, și eu am intrat doar așa, dar după cum vedeți, au băgat chestii noi. Chestii pe care cred că ar trebui să le vedeți, adică acum poți să stai aici pe șezlong, ceea ce e foarte șmecher, aici la arme au băgat săbii, tigăi și altele, dar nici măcar asta nu este cel mai important, după cum vedeți aici nu au făcut cine știe ce schimbări. Aici la chat au făcut ceva foarte tare, imediat o să vedeți. Deci o să fiți acolo, dar dacă coborâți, veți vedea multe chestii. Adică au terminat toată partea asta și au băgat mașini. Desigur că ar fi fost destul de plictisitor să fie doar mașini, așa că au făcut și o pistă de curse, ceea ce e foarte șmecher, adică uitați-vă și voi. Bine, cred că se putea ceva mai bine, dar au făcut și ei ce au putut. Mai ales ținând cont că nimeni nu prea mai joacă la training. Dar totuși am realizat că e bine să te încălzești înainte să joci ranked. Chestia este că inițial voiam să ajung din Platina 4 în Diamond 1, doar că nu s-a mai putut, pentru că ieri, după ce am terminat de filmat, am jucat un match ranked. Și cum eu sunt un profesionist, când vine vorba de Free Fire, am făcut Diamond din greșeală. Dar asta este, oricum acum vă pot arăta câteva chestii de la training. Îmi pare destul de rău că nu e și Monster Truck-ul aici ca să vedeți skin-ul, dar asta este. Și prima dată nu am știut cum să ies de aici și după aia am realizat că trebuie să dau aici în dreapta sus ca să mă întorc acolo în target range. Haideți acum la final de video să dăm claim acestui banner. Oricum, eu am fost Darius, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!